Bună, dragii mei, bine vă găsesc, vă salut din Țarmise-Geduza, de fapt de la Moara lui Antone, unde avem tabăra noastră, conectarea cu strămoșii și tot ce înseamnă energia strămoșilor. Și vă salut aici cu Ginger, având neapărat să apară alături aici de noi, pentru că ce ne învață el? Suntem în săptămâna trăirii în prezent. Păi, de la cine să învățăm noi să trăim în prezent decât de la natură, de la animale? Și uite, avem aici un exemplar care ne ajută și ne susține și ne învață să rămânem conectați la tot ceea ce este important pentru noi. Apropo de tot ceea ce se întâmplă în momentul acesta, să ne vedem de treabă. În ce sens? În momentul în care noi înțelegem ce avem de făcut și ne facem misiunea și suntem acolo unde ne vrea Dumnezeu, lucrurile se așează, nu trebuie să punem pauză sau să credem că anumite lucruri pe care noi ni le dorim sau faptul că noi vrem să facem ce vrea sufletul nostru nu este în concordanță cum vrea societatea să fie sau că nu empatizăm sau judecăm sau nu avem compasiune. Astea sunt lucruri care vin din exteriorul nostru. Nu trebuie să ne forțăm să simțim anumite lucruri, trebuie să vină de la sine și cu cât ne urmăm misiunea, cu cât ne ducem în direcția potrivită pentru noi, da? Noi am mers mai departe, misiunea mea era să țin tabăra, nu să aștept să se întâmple ceva. Încă un lucru foarte important, noi ne gândim tot timpul la soluții și să ne gândim că suntem deja în pace și în armonie. Noi nu suntem în niciun război, noi ne gândim, nu trebuie să așteptăm ceva, ci pur și simplu să ne punem în acea energie, în acea stare, să înțelegem că lucrurile se întâmplă deja, suntem în armonie, suntem în pace, nu ne punem în energia războiului, nu ne punem în energia așteptării ca să atragem și mai multă așteptare. Sunt foarte multe lucruri care nu depind de noi, iar noi e important să ne facem treaba. Și acum hai să vedem ce mesaj avem pentru această săptămână, în care să nu uităm că avem și luna aceasta plină în Fecioară pe data de 18. Ce mesaj avem noi în această săptămână? Și ia uite, foarte important, este important să înțelegem că sufletul nostru cere atenție. Deci trebuie să facem ceea ce sufletul nostru ne cere, să deschidem fereastra în sufletul nostru și e important să închidem televizoarele sau tot ce, zgomotul din exterior pentru a putea găsi acea pace sau acea înțelepciune care există deja, este în noi, este izvor în sufletul nostru, doar noi trebuie să accesăm acea pace pentru ca apoi să o manifestăm în exteriorul nostru. Asta ne spun aici îngerii. Bun, și să vedem care este provocarea acestei săptămâni. Provocarea este dată de amintirile și vorbim despre amintirile strămoșilor. Deci tot ce vedem noi, ca energia lipsei, nu știu, nevoia asta de a acumula, este pentru că se activează rănile strămoșilor noștri care au rămas fără mâncare, au rămas în anumite condiții, se activează aceste memorii ancestrale și noi trebuie să facem altfel decât au făcut ei. Să înțelegem că Dumnezeu are grijă de noi, că nu ni se poate întâmpla nimic rău, că avem toată susținerea de care avem noi nevoie, să ne eliberăm de toate aceste amintiri și să ne conectăm pe partea pozitivă, pe tot ce înseamnă susținerea lor, pe tot ce înseamnă, măi, am învățat ceva, hai să punem o valoare, să nu ne facem noi de rușine, să punem noi, ei dacă au greșit, gândește-te tu ca părinte, dacă tu ai greșit, vrei ca copilul tău să nu repete greșeala ta. Noi dacă am greșit ca și nație, ca și context din toate punctele de vedere, să nu repetăm greșelile din istorie, asta mi se transmite foarte clar, și greșelile strămoșilor noștri. Și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni. Ia uite ce frumos și este foarte fain pentru că mesajele astea când am fost la Costești au mai ieșit și pentru cei din tabără și foarte frumoase sunt mesajele.
Noi suntem copiii lui Dumnezeu și trebuie să ne gândim că Dumnezeu acum ne dă, a lăsat de fapt, a permis un context ca noi să învățăm ceva, să ne ducem foarte mult în tot ce înseamnă familie, să ne ducem cu energia acolo, cu energia către părinții noștri, cu energia către copiii noștri, să aducem altfel de experiențe apropo de lecțiile învățate și să facem în așa fel încât tot ceea ce noi creăm acum să ducă la crearea acelei lumii noi, care este bazată pe iubire, care este bazată pe credință și pe armonie. Este datoria noastră să facem acest lucru. Și foarte important, în această săptămână, ia uitați-vă, mai am și cărțile acestea ale naturii și o să mă ridic să le iau și pe cele ale mele. O să deranjăm pe motănelul Ginger. Așa. Ia să vedem. Ia uite ce ne transmit aceste cărți, pentru că suntem aici, da, în natură. Să ne punem dorințe, să facem în așa fel încât să manifestăm ceea ce noi ne dorim și să fim în energia aceasta. Avem aici păpădia, știți, când suflăm în păpădii să ni se împlinească intențiile. Mai concret, ce simt este, ai grijă ce îți dorești că ți se poate întâmpla. Să fim foarte atenți la tot ce înseamnă manifestare în această săptămână, să fim foarte atenți la tot ceea ce gândim, pentru că ne ducem spre energia păcii, accesăm pacea din noi sau ne ducem pe frica strămoșilor, contextul care ne poate încuraja să hrănim frica și să nu facem acest lucru. Și acum o să iau și cărțile mele, că am uitat să mi le pun. Ia uitați-vă, hai să vedem ce arhanghel avem aici. Ce zici tu? Mă ajuți? Da? Uite așa. Bine. Bun. Da, da. Da, avem un personaj important aici, alături de noi. Vrei să mi le cureți? Ce zici tu? Deci, o citire mai tipică, dar asta spune foarte multe. Ia să vedem. Ce zici tu? Ce zici tu? Cine vine aici? Cine vine? Vine Arhanghelul Mihail, care ne spune, știi ce ai de făcut. Da? Adică, e clar că avem foarte bine trasate toate sarcinile. Nu suntem în acest context decât să ne facem datoria să înțelegem că trăim aceste experiențe pentru că noi am fost aleși să trăim aceste experiențe, că dacă noi am ales să venim în aceste vremuri, avem o contribuție și în loc să punem umărul la tot ce înseamnă energia fricii, să ne reprogramăm și să ne concentrăm spre ceea ce am putea să aducem nou și am putea să aducem ca suflu nou, pentru că suntem extrem de susținuți. Noi o să ne vedem pe data de 17 martie, o să avem o seară de meditații, să nu uitați, pe 18 martie este luna plină și pe 20, da, este Ziua Internațională a Fericirii. Păi ce facem, dragii noștri? Stăm și așteptăm să ce? Să se întâmple ce? Pentru că dacă stăm să așteptăm sau să decidă, nu știu cine, soarta noastră, nu, noi, fiecare dintre noi, decidem în universul nostru interior ce avem de făcut. Eu vă mulțumesc tare, tare mult, vă salutăm, vă salută și Ginger, ia, zi și tu ceva, zi și tu ceva. Bună ziua, bună ziua, să aveți o săptămână minunată, da? Așa se întâmplă? Vă salutăm din tabără, vă mulțumim tare, tare mult, scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine, scânteiuța lui, salută scânteiuța ta și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă pup!